Și de asemenea ne bucurăm că este și presa, precum și domnul Vișinescu, unul dintre membrii marcanți ai comunității noastre, pentru că cu această ocazie o să lansăm și monografia Compania de Apă Arieș, 100 de ani de alimentare cu apă în sistem centralizat. Și programul pe care vi-l propunem este următor. O să rog invitații să adreseze un cuvânt celor prezenți. Pe urmă vă propun să vizionăm un scurt film pe care l-am pregătit și pe urmă sunt discuții libere. Dacă domnul primar de la Trudare am niște probleme și nu se aștept acum, eu vreau să felicit pe toți membrii Companiei de Apă, Arieș, pentru modul în care au lucrat acum, cel puțin de până știu eu, în ultimii 10 ani, cum au primit acest proiect despre care toată lumea știe că era viabil pentru zona noastră, comunitatea Trudacitia Turții, și pentru modul în care au știut să gestioneze atât de care și tehnic acest proiect. Pe această cale țin să mulțumesc colaboratorilor de la Ministerul Mediului și de la Bruxelles chiar, care ne-au ajutat foarte mult chiar la început când am demarat acel proiect. Sunt unul dintre inițiatori. Mă bucur că în aceste momente sunt aici, programul este aproape spre finalizare. Încă o dată, fiind o zi de sărbătoare, mă simt mândru să fiu alături de dumneavoastră și urez încă o dată succes Companiei de Apă Arieș și felicitări. 100 de ani este o vârstă deosebită. Este un dar prețios pe care întemeitorii sistemului de alimentare cu apă ni l-au lăsat. De aceea, în astfel de ocazii, trebuie să-i cinstim pe cei ce au întemeiat sistemul, să-i cinstim pe cei care au trudit pe parcursul a 100 de ani pentru ca să îl întrețină, să-l mențină în funcționare. Dar mai ales trebuie să-i cinstim pe cei care, după 100 de ani sau la împlinirea de 100 de ani, reușesc iată să-l întinerească, să-l modernizeze printr-un proiect frumos pe care, așa cum spunea domnul primar, comunitatea l-a primit, iar lucrătorii Companiei de Apă Arieș l-au implementat. Și trebuie să remarcăm faptul că au făcut-o cu succes, pentru că sunt foarte aproape de finalizarea unui proiect strategic de mare dimensiune și care readuce sistemul de alimentare cu apă, de canalizare și evaporare acum la un nivel la care ne putem mândri cu el. Pentru viitor să ținem cont de ceea ce spunea în versurile sale Mihai Codreanu. Bătrânii spun că apa trece și spun că pietrele rămân, dar lucrul altfel se petrece pe vechiul nostru loc bătrân. Căci, precum o să îmi dai un pic ochi la căci piatra orice cât de tare se macină și trece stând, iar peste trista imaginare doar apele rămân curgând. Versuri deosebite. Să-i felicităm pe cei de la Compania de Apă. În același timp, vreau să subliniez efortul deosebit depus de companie și de personalul care a lucrat în promovarea
promovarea și implementarea acestui proiect. Aș vrea să fie într-adevăr, să reușiți să fie primul proiect încheiat și să-l încheiem cu cât mai mare succes. Și de asemenea aș vrea să vă doresc să nu vă pierdeți entuziasmul și să participați cu același entuziasm și cu o specializare deja îmbogățită la următoarea perioadă de programare. Ceea ce vreau să vă spun este că de fiecare dată Ministerul AMEU, OIU, toți colegii noștri sunt alături de dumneavoastră și întotdeauna să ne priviți ca pe parteneri dumneavoastră în realizarea acestor proiecte. Vă doresc succes în continuare și vă felicit încă o dată pentru evenimentul deosebit de frumos și bine. Este într-adevăr o vârstă onorabilă, 100 de ani. Și o să vă urez, domnule director și întregii echipe, încă multe alte sute de ani, ca să nu spuneți că limitez bunăvoința divină. În orice caz, ceea ce aș vrea să subliniez, aș vrea să subliniez că sunt impresionată de faptul că ați rămas și sper să rămâneți în continuare o mare familie, toți operatorii de apă și cu Asociația Română a Apei, sunteți una dintre familiile distincte din viața profesională a acestei țări, îi faceți cinste și sper din tot sufletul să rămâneți și să rămânem cu toții o familie tot la fel de entuziastă, cu multă abnegație și să încercăm atât cât putem fiecare dintre noi să schimbăm în bine absolut toate obstacolele care ne stau în acest moment în cale. Să nu uităm că totuși România este la prima perioadă de programare și să privim cu entuziasm și optimism în viitor și să considerăm că vom deveni poate mai profesioniști decât multe alte state care au vechime mult mai mare în această Uniune Europeană. Vă mulțumesc pentru invitație, felicitări și sper să-l finalizați cu succes și în același timp să începeți tot printre primii, împreună cu colegii dumneavoastră de la Cluj, să începeți pregătirea pentru următorul proiect. O permanentă perindare sau dezvoltarea industrială a însemnat dezvoltarea localităților respective. Dar să ai canalizare acum 1800 de aproape 2000 de ani este un lucru mare și s-a ducea de la distanțe mari. Ce vreau să vă spun este faptul că s-a pornit de la sursa de apă, cum spunea de la Miercurea Ciucă, deși au apă și pe bună dreptate sub diferite forme și apă minerală și celelalte. La noi, sursa de bază a fost Arieșu, cântată de poeți, dar necesară în viața de zi cu zi a locuitorilor. Mi-a plăcut felul în care s-a pornit acum, în 1912, de către primăria orașului Turda, printr-o societate dirijată permanent de primar. Un primar gospodar, un primar de origine maghiară, pentru că atunci era sub stăpânire maghiară, dar foarte insistent ca într-un an de zile, având în vedere mijloacele tehnice de atunci, să se facă această nevoie a sursei de apă. De aceea, cred eu că fiecare picătură, așa cum ne tot spune Ministerul
mediului, să păstrăm această economie de apă în ziua de astăzi. Mai e mai important să păstrezi sursa de apă, pentru că viitorul nu este chiar ușor pentru viitor, sigur, cu multele explicații de rigoare. S-au pornit pe specialiști. S-a pus baza pe specialiști încă de la început. Existau în cadrul primăriei foarte mulți, 2-3 ingineri foarte bine plătiți, foarte bine plătiți, care au cunoscut și ei greutățile acestea ale săpăturilor cu sapa, cu lopata. S-au făcut aceste camare de distribuție a apei și mă gândesc ce bucurie a fost acum 100 de ani pentru locuitorii Turzii când s-a încercat în centrul orașului ca un exercițiu de funcționare, s-a dat drumul chiar în centrul orașului, s-a dat drumul la un jet uriaș de apă și toată lumea a dansat, a cântat, era o victorie, era o victorie pentru comunitate. Bine, bine înțeles, și după, între primele orașe transilvane, după Cluj, Bistrița și Satu Mare, Turda a reușit să cunoască această dăruire a unor ingineri, unor specialiști, și de atunci s-a pus problema și a plății. Pentru că apa costă bani. Lumea a crezut la început că inițial toată lumea se scaldă în apă, să nu știu ce. Au fost restricții și mi-a plăcut modul democratic în care a lucrat primarul de atunci, acum 100 de ani, controlul pe care l-a făcut primarul cu oamenii specializați, cu puțini oameni specializați atunci, să se facă cât mai repede construcția, să nu-i apuce toamna, că până în Ardeal toamna vine mai devreme și săpăturile să fie acoperite